IKEA lucrează în parteneriat cu UNICEF de peste 12 ani, cred, și nu numai cu UNICEF. De ce? Pentru că credem foarte tare că nu putem face prea multe schimbări singuri, ci împreună cu cât mai mulți parteneri din sector ONG, din sector public, împreună cu autorități și societate civilă, împreună suntem sigur mai puternici. Valorile pe care e construită IKEA sunt, între altele, spiritul de echipă, lucrul împreună, cred că ar fi o traducere mai bună, togetherness. E greu de tradus în română. Dar de ce credem că trebuie să investim în educație? Tocmai pentru că ăsta e primul lucru pe care îl căutăm la oamenii ce vor face parte din compania noastră. Așa s-a construit IKEA de când s-a construit ea, pe baza acestor valori umaniste. Așa înțelegem să investim și în viitorul nostru și al societăților în care ne dezvoltăm. Încercăm tot mai mult să promovăm valorile astea de origine suedeză. Respectul pentru oameni, respectul pentru drepturile omului și foarte mult respectul pentru drepturile copilului. Spunem noi că cei mai importanți oameni din lume, copiii sunt, pentru noi cel puțin. Parteneriatul cu UNICEF a început cu o campanie care se numește Campania Jucăriilor de Pluș, cel puțin pentru noi aici local. E o campanie prin care tocmai educația este cea care a fost încurajată și educația inclusivă foarte mult. Copii vulnerabili, copii cu dizabilități, integrarea lor, susținerea prin materiale didactice, susținerea profesorilor și formarea lor, a educatorilor. Am evoluat un pic anul ăsta, s-au schimbat puțin lucrurile, așa încât campania jucăriilor de pluș se numește acum Ne jucăm pentru dreptul la joacă. Ce am încercat să promovăm începând anul acesta este chiar dreptul la joacă al copiilor. Vorbim și despre educația timpurie. Am lansat un raport, se numește Play Report, raport despre joacă, despre joc. Cât e de important încă de la naștere și până la 8 ani, cum formează inclusiv capacități de negociere, abilități de negociere, abilități de lucru în echipă, bună dezvoltare a creierului, încă din primele luni, primele săptămâni de viață.